Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vreme severă pentru județul Telorman, care a intrat în vigoare de astăzi de la ora 17 și va fi valabil până mâine dimineață la ora 8. În acest interval se vor semna la intensificarea ale vântului ce va prinde la rafală 70-85 de km pe oră, va ninja abundent, iar ninsoarea va fi viscolită. Din această cauză, vizibilitatea va fi scăzută. Pentru a preveni eventualele situații de urgență, la nivelul județului a fost întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Autoritățile au pregătit 48 de utilaje de deszăpezire pentru drumurile naționale, 3506 tone de sare și 449 de tone de nisip. Pentru drumurile județene sunt pregătite 28 de mijloace de dezzăpezire cu 56 de angajați, 663 de tone de nisip și 809 tone de sare. Din această seară, gravidele și cei care fac dializă vor fi aduși în unitățile spitalicești, în cazul în care oamenii vor fi prinși de viscol, autoritățile asigură ca de acestora în cea mai apropiată comună.